să mergem. Și acum e seara. Suntem emoționați cu toții, suntem români în această zi și chiar dacă pentru cadrele didactice, pentru copiii de la școala noastră ziua este liberă, au ales să vină astăzi aici să petrecem cu toții. Mulțumim domnului primar pentru această invitație. O să avem alocat un program de jumătate de oră. Este un timp foarte scurt, chiar dacă noi am pregătit mai mult, l-am redus la jumătate de oră. Sunt mulți copii talentați, sunt mulți copii care vor să cânte pentru această mare zi de sărbătoare. Am început festivitatea de astăzi prin ducerea drapelului de la școala gimnazială Scarlat Longhin către primărie și l-am arborat acolo în curte.
s-a îndomnat imnul național și cu mare emoție ne-am apropiat de acest moment. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice care au ales astăzi să vină alături de noi, să fie aici, și am să precizez aici pe domnul profesor David Xaba, pe domnul profesor Elvis, pe doamna Ancuța Negri, care întotdeauna răspund prezent, doamnei profesora Gavriloae, profesor de istorie, domnul director adjunct, și profesorilor de muzică, Prândușa Spoială și doamna Lungu. Doamna profesor Lungu. În final o să încheiem programul cu un program artistic pregătit și de doamna profesor Țifrea, chiar dacă nu este profesor de muzică. O să dau cuvântul în continuare domnului primar, care dorește să organizeze câteva lucruri, după care doamna profesora Gavriloae va ține un discurs scurt ca să putem să ne încadrăm în program. Mulțumesc! Da. Bună ziua și bine ați venit în mijlocul nostru, în mijlocul organizatorilor administrației publice locale din Dofteana. Vreau să vă spun atât dumneavoastră, cei prezenți, cât și cei care sunt la casele lor sau în afara granițelor țării, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani Dofteana. Efectiv. Programul nostru de astăzi vă citesc din protocolul pe care l-am primit de la garnizoana militară a județului Bacău, în care astăzi dumnealor au un program vast și aș începe spunându-vă următorul aspect. La orele 8 și 15 minute în dimineața aceasta, 1 decembrie, au defilat la Unitatea Administrativ-Teritorială Onești. De la Onești s-au deplasat la Bacău, în două locuri, defilează de la Bacău la municipiul Moinești și de la Moinești vor ajunge aici la noi. În protocol specifică o anumită oră, și anume defilarea va avea loc la orele 16. Dar nu cred că se va ajunge până atunci, datorită următorului aspect. În momentul în care vor pleca de la Moinești și vor ajunge aici, vom înceta acest program artistic pregătit de către cadrele didactice de la Școala Scarlat Login și dumnealor vor intra în acțiune. Cei care ați făcut armată știți că în momentul când a apărut un cadru militar, fie el ISU sau din alte compartimente ale unor unități militare, dumnealor preia, așa zis, comanda. Am o rugăminte de dumneavoastră, la fel cum în fiecare an ați respectat cuvântul meu, același lucru trebuie să respectăm și astăzi, pentru faptul că ordinea militară va fi următoarea. În momentul când dumnealor vor ajunge, se va intona imnul de stat al României, urmat de serviciul religios, oficiat de preoții din localitatea noastră, urmat de alocuțiuni unde vor vorbi oficialitățile cei ce conduc județul Bacău astăzi și o să-i vedeți, acum se află la Târgu Ogna, apoi depuneri de coroane de flori la Monumentul Făuritorii Neamului, doar atât prevede legea cultului eroilor, 5 coroane care vor fi depuse de către Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, din partea Senatului României, din partea Garnizoanei Bacău, din partea Prefecturii Bacău și din partea Consiliului Județean Bacău. În rest, nu se permite în baza legii niciun fel de coroane. Bineînțeles, dumnealor ne spune așa, domnule, cine dorește poate să depună și după, dar având în vedere faptul că suntem în număr atât de mare, vă pot informa și sunt și preoții alături de noi aici, în care dumnealor vă roagă respectuos ca cei ce trec la cele veșnice, adică au decedat, să evităm depunerile de coroane,
întrucât cei ce ne asigură salubritatea în localitatea noastră și fac transportul gunoiului menajer la groapa de gunoi Ecosud nu primesc coroane și nici cei care reciclează plastice sau metale. Sigur, pe toți ne doare la momentul în care o trecut cineva la cele veșnice și o plecat dintre noi. Dar noi când ne ducem acolo, bine ar fi valoarea unei coroane să lăsăm pe pieptul decedatului sau o floare care este biodegradabilă, de așa natură să nu rămână niciun fel de mizerie, așa zisă, sau altceva în urmă. Continui următoarele. În momentul în care vor veni garnizoana militară cu 3 microbuze și un autocar, rog poliția locală și poliția națională să dea cu spatele pe strada garajului, de așa natură să nu ne încurce, luând în calcul faptul, Doamne ferește, o acțiune cu mașina de pompieri. Mai departe, dumneavoastră, cei care vă aflați în fața mea, veți trece în flancul drept, în partea mea dreaptă și în partea stângă, până la nivelul trotuarului, să putem lăsa calea de acces pentru ceea ce se numește garda militară, ceea ce se numește și este prinsă în protocol toată defilarea, inclusiv serviciul Salvamont Montan, pe care îl vedeți că deja a sosit, și la urmă serviciul voluntar pentru situații de urgență a primăriei Comunei Dofteana. Deci doresc, așa cum ați înțeles de fiecare dată, să ascultați la ceea ce vă rog eu la momentul respectiv, să ne aliniem în flancul drept și stâng, de așa natură să dăm voie celor care își desfășoară activitatea cu privire la defilarea de data de 1 decembrie. Vă mai spun și alt lucru. Astăzi suntem la a 5-a ediție, moment în care noi defilăm cu garnizoana militară Bacău, pentru că în protocolul și în baza legii au dreptul să defileze în municipii, în orașe, orașii reședințe de județ, dar noi, Dofteana, fiind o localitate atât de mare, ni s-a permis și ne-a aprobat solicitarea noastră, care eu am făcut-o începând cu data de 1 august. Cei ce conduc județul au luat în calcul, cum spunem noi cu toții, primul venit, primul servit. Dar prioritatea numărul 1 a fost și este aceea a municipiilor și orașelor. Vă rog să ascultați pe copilașii și nepoții noștri, care ei vor prezenta un moment artistic și totodată mulțumim bunului Dumnezeu pentru vremea care ne-a dat-o astăzi să ne permitem să venim în costume aici, la parada militară. Vă mulțumesc pentru înțelegere, iar de vorbit am să vă vorbesc când garda militară îmi va da cuvântul la momentul respectiv. Vă mulțumesc! Mai departe, doamna profesor de istorie, Gavriloa Ianișoara, vă rog. Mulțumesc! Bună ziua! Astăzi sărbătorim 105 ani de la Marea Unire, 1 decembrie 1918. Visul de veacuri al românilor a fost unirea. Prima unire politică a țărilor române a fost realizată de Mihai Viteazul la 1600, dar a fost o unire vremelnică de scurtă durată, pentru că Habsburgii nu aveau nevoie de un viteaz în această parte a Europei. Și Mihai Viteazul a fost asasinat pe 19 august 1601 pe Câmpia Turzii din ordinul generalului Habsburg Gheorghe Basta. Obiectivele românilor în Revoluția de la 1848 au fost unirea și independența. În conferința de la Paris din 1858 august, marile puteri ofereau românilor o unire trunchiată, adică pe jumătate. Cele două țări urmau să primească numele de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, având domni, adunări și guverne separate. Doar două instituții erau cu adevărat unice, Comisia Centrală de la Focșani și Înalta Curte de Justiție și Casație.
S-a profitat de imprecizia că marile puteri n-a interzis alegerea aceleiași persoane în ambele țări. Și atunci, adunarea electivă a Moldovei l-a desemnat pe colonelul Alexandru Ioan Cuza la 5 ianuarie 1859. Adunarea electivă a țării românești l-a ales ca domnitor tot pe Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859. Unirea a fost înfăptuită, iar marile puteri au fost puse în fața faptului împlinit al românilor. În 1862, Principatele Unite au adoptat în mod oficial numele România. 10-11 februarie 1866, Cuza abdică. Vine prințul străin, Carol de Hohenzollern, care a depus jurământul ca principe al României la 10 mai 1866. La 9 mai 1877, Parlamentul proclamă independența României, dar aceasta trebuia cucerită pe câmpul de luptă. România va participa la războiul din Balcani, din 1877-1878, în alianță cu Rusia împotriva Imperiului Otoman. Independența i-a fost recunoscută prin tratatele de la San Stefano și Berlin. Prestigiul țării a crescut în 1881 prin proclamarea regatului, iar principele Carol I a devenit rege. Primul război mondial va începe în 1914, cauza principală fiind lupta marilor puteri pentru reîmpărțirea lumii. 21 iulie 1914, Consiliul de Coroană de la Sinaia hotărăște neutralitatea României. În septembrie 1914, moartea regelui Carol I și venirea pe tron a lui Ferdinand I orientează România spre Antantă. Guvernul Brătianu începe tratative cu Antanta în vederea intrării în război. România dorea ca marile puteri să recunoască legitimitatea revendicărilor sale teritoriale asupra Transilvaniei, Banatului și Bucovinei. În 1916, România intră în război. Planul de campanie românesc prevedea ofensivă în Transilvania și defensivă în sud. Dar aliații nu și-au respectat angajamentul și România a fost înfrântă în 1916, două treimi din teritoriul țării fiind ocupate de trupele germane, austro-ungare, bulgare și turcești. Asta se întâmpla în noiembrie 1916. Guvernul, familia regală și o parte a populației s-au retras în Moldova la Iași. Iașiul devenind pentru scurt timp capitala țării. Iarna 1916, primăvara 1917, a însemnat refacerea armatei române, care a fost reorganizată și dotată cu sprijinul Antantei, în special a Franței, care a trimis aici la noi misiunea sa militară sub conducerea generalului Matthias Berthelot. Luptele au fost reluate în vara anului 1917 cu victorii românești la Mărăști, Mărășești și Oituz, deviza armatei române la porțile Moldovei fiind pe aici nu se trece. Lupte au fost și la noi în zonă. Inamicul dorea să ocupe localitățile Târgu Ocna, Onești, să ajungă la Jud și să încercuiască armata noastră. Atunci generalul Alexandru Averescu cere ajutoare, care din păcate nu sosesc la timp, cu excepția batalionului Vânător de Munte, care sosesc aici după un marș de 145 de kilometri străbătuți în 3 zile. Vânătorii de Munte se angajează imediat în bătălia pentru recucerirea dealului Cireșoaia. Cu ajutorul călăuzei reușesc să se infiltreze printre unitățile inamice și să ocupe Cireșoaia. Deci Vânătorii de Munte au ajuns în apropierea localității Cucuieți, au trecut trotușul prin Vada, ajungând în Bogata, recucerind înălțimea Cireșoaia. Aici a căzut eroic caporalul Constantin Mușat, care avea un braț amputat și a refuzat să fie reformat și a cerut să fie trimis pe front ca aruncător de grenade. Lui se construiește în 1923 un monument pe dealul Cojna. În zilele următoare, românii vor cuceri înălțimile Cojna, Măgura, Știbor, împingând inamicul spre Zlănic. De ciudă, inamicul începe să bombardeze cu furie orașul Târgu Ocna. Într-o cuvântare rostită de la balconul primăriei, Alexandru Averescu spunea: am obținut victoria cu sacrificarea târgului.
Vă dau însă asigurarea că pe ruinele proaspete încă vom reclădi alt oraș mai mândru, mai frumos de cum a fost. În acele zile, pe linia frontului de la Cireșoaia, se aflau marele istoric Gheorghe Ibrătianu și chiar Regina Maria. Regina Maria le dădea curaj soldaților, însă și prezența ei. La sfârșitul războiului, România s-a aflat în tabăra învingătorilor. Congresul de pace de la Paris a recunoscut întregirea teritoriului României. Prima provincie istorică unită cu România a fost Basarabia la 27 martie 1918, a doua Bucovina 28 noiembrie 1918, iar la 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Au fost prezenți peste 100.000 de români din toate ținuturile Transilvaniei și Banatului. Au venit 1.228 delegații aleși, adunarea fiind prezidată de Gheorghe Pop de Băsești. Rezoluția Unirii, citită de Vasile Goldiș, cuprindea la punctul 1 unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească cu România. Actul Unirii a fost semnat regelui Ferdinand la București și a fost sancționat de rege prin decretul din 11 decembrie 1918. S-a înfăptuit România Mare. La mulți ani, dragi români! Mulțumesc! Felicitări, doamna profesor, o adevărată lecție de istorie. Vă rog să o aplaudați. Da, ați spus pe scurt. Într-adevăr, timpul este scurt și nu a spus tot ce trebuia spus, dar e foarte bine și așa. O primă surpriză este Rebecca Bujor, pe care vă rog să o primiți cu aplauze. Felicitări, Rebecca! Felicitări! În continuare, copiii de la Școala Scala Ghindovteana, pregătiți de doamna profesor Lungu. Vă rog, copii! Ai o țară dezbinată, e trist să fii în casa ta străin și fratele să stea rănit la
ca un Hristos căzut între păgâni. Nu, nu mai suportăm jugul ce ni pun, ce lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să-n făptuim unirea. Nu, nu mai suportăm jugul ce ni pun, ce lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să-n făptuim unirea. Suntem urmași daciei creștine, uniți în libertate pentru veci. Se vor topi puhoaiele străine, ca gheața din Siberiile reci. Nu, nu mai suportăm jugul ce ni-l pun, ce lipsiți de neam. Să-n făptuim unirea. Nu, nu mai suportăm jugul ce ni-l pun, ce lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să făptuim unirea. Clopote cântăre întregirea și sufletul ia foc clopotar. Întâi decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Mihai viteazul intră în catedrală și are harta Daciei în mâini. Întrânsul bure vista se răscoală și peste mărtea lui se nasc români. În flamura roșgalbenă albastră le este praf și stea și ideal. Veniți români, veniți la mega noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Și iar începe clopotul să bată și sângerează sutele de ani. Mușcând din florea Proșca și Crișan. Și iar la Alba Iulia pământul pe care ne ardem și ne batem toți. Când despre abă se răsare iacu ca un Hristos, Hristos în chip de morți. Când flamura roșu, galbenă, albastră ne este praf și stea și ideal. Veniți români, veniți la mega noastră, veniți la Alba Iulia Nardeal. Na, eu n-am putere nici când trece una pe care-l veșnic l-om dori. 1918, al nostru an de fiecare zi. Ne fie el de-a pururea nou în lupta cu problemele de ani. Cântăm din Alba Iulia eroul, pere întregitorul cel viteaz. Când flamura roșu, galbenă, albastră ne este praf și stea și ideal. Veniți români, veniți la mega noastră, veniți la Alba Iulia Nardeal. Roșu, galbenă, albastră ne este praf și stea și ideal. Veniți români, veniți la mega noastră, veniți la Alba Iulia Nardeal. Mulțumim, felicitări copii. Am să vă rog pe aici să vă retrageți în căminul cultural, unde aveți o surpriză pregătită de Primăria Dofteana, iar celălalt grup pregătit de doamna profesor Brândușa Zvoială se va așeza în partea aceea.
rămâi cu mine. Doamne, cât sunt de dragut, de mici idei! Aici ești eu, da. În grupa asta mică. Aplaudați-i că sunt mititei.
Acasă. Și de cumva ți-o fi mai greu, privește sus spre Dumnezeu. Curajul, cinsta și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să-ți pui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să-ți pui cu demnitate, român voi fi mereu. Român, român, român voi fi mereu. Urmează elevii de la școala gimnazială Cucuiet, structura noastră. Haideți, copii! Pentru care mulți români și-au dat viața de-a lungul timpului, iar noi astăzi ne plecăm în fața sacrificiilor care nu trebuie uitat niciodată. Cântec istoric ne-aduce aminte că frații iubeți vor fi frați. Un cântec în ură bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec istoric bătrân ca
cu inima la trei culori. Ardealul, Banatul, Crișana ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia în mână, hotarul nedrept să-ți zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, d-o fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, d-o fi să ne îngropăm de vii. Ne cheamă glasul celor ce au murit, că pentru asta țară s-au jertfit. Și să ascultăm în liniștea sfântă, respirația celor ce nu mai cuvântă, căci noi ce în urma lor am rămas, intuind ce ar vrea să ne spună într-un glas. Suntem mii de fire de azi și ne cunoaștem toți după faptă. La arme pe o țară am plecat, nici când nu ne-am întors în sat, unde am lăsat părinți, copiii ce ne-a jelit cu lacrimari fierbinți. Sunt firul de arbă costică, am mers la război fără frică și alături de arți eroi, căzut am copii pentru voi, să aveți o viață mai bună, de-n soare și lună. Sunt firul de iarbă Bogdan și am fost un soldat istez năzdrăvan, dar acasă n-am mai venit, pentru țară i-am murit și sunt mândru, dragii mei, că am murit în slujba ei. Cine? Sunt firul de iarbă Nicolae, ca un viteaz am mers la bătaie și am fost foarte curajos, nici când nu m-ai întors. Plânsau cu mare tristețe ale mele tinerete, mama neamurilor toate, că nu s-a gândit la moarte. Însă mândri au fost de mine, m-au cistit cu secovine. Sunt firul de iarbă Ionel, fost am la mama băiat frumușel și am avut un frumos sfârșit, la datorie pentru țara am murit, iar sub sălcile pletoase odihnesc camele oase. Sunt firul de iarbă Gheorghiță și am fost un soldat cu credință. La oaste am plecat încrezător, de fapt, eu nu credeam că o să mor. Sunt firul de iarbă Ilie, am luptat ca un smeu la datorie. Tânăr eram, frumos ca un steag, viața mi-am dat pentru pământul drag. Sunt mii de fire de iarbă și se cunosc după faptă, să mor pentru țară onoare, nimic nu-i mai noblu sub soare. Veniți români de pretutinde, flacăra iar s-o aprindem, cinstirea s-o aducem într-un glas, celor ce-au murit, celor ce-au rămas. 1 decembrie, ziua fie pentru fiecare, cea mai de cinste sărbătoare. Haideți din casă să ieșim și libertatea să o sărbătorim. Și cu sfințire să păstrăm sublima moștenire ce o avem. Iar România se numește, pe toți lăsându-l ei ne crește. Dar înainte de tot cere de la ea, să încercăm să dăm și noi ceva. Ce să rămână peste veacuri moștenire și peste flage de mlădițe amintire. La mulți ani, România dragă, îți spun eu, o moldoveancă. Mulțumim! Urmează școala gimnazială Larga. Există ceva sfânt, că durea.
mulți ani, dragi români! Vă mulțumesc frumos pentru invitație și vă mulțumim frumos că ne sunteți alături în această zi specială. O sută ani, chiar o sută, Marea Unire nu se uită, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare! Că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare! Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Mergeau la Alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Azi România straie o tare, se îmbracă în strai de sărbătoare și își cinstește bravi eroi, de-un secol îi cinstim și noi. Și își cinstește bravi eroi, de-un secol îi cinstim și noi. Sub coroana României s-a făcut unirea și aducem armate noastre toată prețuirea. N-ave cum schimba istoria, trebuie să știm pentru cine suntem astăzi, toți le mulțumim. Bravo, felicitări! Vom încheia programul de astăzi cu un grup coordonat de doamna profesor Țifrea Lenuța. La Sarabievuță pregătește-te, mireasă, că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Basarabie română, hai să dăm mână cu mână, că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Basarabie măreață, a sosit și ziua noastră, că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Că-ți aduce pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Cântă cucuba tălvina, de răsună Bucovina. Cântă cucuba tălvina, de răsună Bucovina. Cântă cucuntru-n brăduț, de răsună Cernăuț. Cântă cucuntru-n brăduț, de răsună Cernăuț. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar
duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Înapoi când or veni, tot pe tine te-or iubi. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Dacă piere straja voastră, va pieri și țara noastră. Străbun, ora la român. Învârtiți-o, învârtiți-o mai cu foc, să răsară, să răsară busuioc. Din Vana până Moldova, din Muntenia, Dobrogea și din Transilvania în Oltenia. Din Vana până Moldova, din Muntenia, Dobrogea și din Transilvania în Oltenia. Hai române, hai române lângă noi, să jucă, păi să jucăm ca pe la noi. Asta-i hora românească, cine o joacă să trăiască. Asta-i hora din Străbun, hora la român. Asta-i hora românească, cine o joacă să trăiască. Asta-i hora din Străbun, hora la român.
Avem o țară cu un mândru nume și un trecut atât de zbuciumat, încât hotarele străbune cu prețul veții ni le-am apărat. Încât hotarele străbune cu prețul veții ni le-am apărat. Ne tragem din pământul vechi daci, Traian și de ce pastă noi, legem de vii de generații, și-au câștigat un loc printre eroi. Legem de vii de generații, și-au câștigat un loc printre eroi. Moldova sfântă l-a avut pe Ștefan, simbol pe plaiul nostru strămoșesc, cu dragoste de neam și țară. Patelor române a fost un vis ce s-a înfăptuit. Ne-am regăsit ca națiune, cinstiți străbunii care s-au jertfit. Ne-am regăsit ca națiune, cinstiți străbunii care s-au jertfit. Mulțumim că ați avut răbdarea să ne ascultați, să ne aplaudați și sperăm că v-au transmis aceeași emoție pe care ne-au transmis-o nouă conducerea școlii. O să încheiem prin urarea... La mulți ani! Felicitări! Detașamentului de onoare. Vă mulțumesc! Sosesc domnul Ioan Bujor, primarul comunei Dosteana, și domnul comandor Virgilis Tode, reprezentantul comandantului garnizoanei Bacău. Gardă mariați! Gardă drept! Muzica militară a garnizoanei Bacău, dirijată de domnul capitan Valeriu Balan, va intona imnul național al României.
se oficiază serviciul religios. Gardă drept! Gardă de scope! Riți! Aaaa! Aveam emoții când am văzut. Continuați. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și să sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile și sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să zicem toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajde Cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui chip este acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei: ale Cezarului. Atunci le-a zis lor: dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale,
pentru toate binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă a ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește i-a zvori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de reaua întâmplare, dăruindu-le lor pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară și pe noi toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau-i ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să se aducem, cele prea bune să grăim și să scântăm Ție, Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Înțelepciune, binecuvântează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Cuvântul înalt preasfințitului Părinte Ioachim, de Ziua Națională a României. 1 decembrie este Ziua României ca stat unitar între statele independente ale lumii. În urmă cu 105 ani românii din Transilvania, Bucovina, Basarabia și Regatul României, vorbind același dulce grai românesc și având aceeași credință apostolică, au mărturisit într-un cuget dorința de unitate națională într-un singur stat independent și suveran. Această realizare istorică, a cărei valoare simbolică a însuflețit generații întregi de români iubitori de țară și de neam, naște în sufletele noastre sentimente nobile de profundă recunoștință față de personalitățile vieții politice și religioase ale acestei națiuni care și-au consumat existența pentru construirea unui ideal pe care tinerii neînfricați l-au apărat în lupte cu prețul sacrificiului suprem. Românii de pretutindeni, moștenitori acestei mărețe împliniri naționale, au datoria sfântă de a purta în inim cu onoare valorile care definesc identitatea națiunii române și de a face cunoscute în spațiul intercultural și interreligios mondial frumusețea și specificul culturii și istoriei acestui neam binecuvântat de Dumnezeu, purtând cu cinste numele de român. Contextul mondial actual, măcinat de conflicte și de crize și dominat de globalism și consumerism, constituie o adevărată provocare
pentru toți cei care în afara sau în lăuntrul granițelor țării simt și gândesc românește. Aceste încercări ale istoriei în care ne este dat să trăim, să fie pentru noi un bun prilej de mărturisire a crezului național și de rafinare a valorilor și idealurilor pentru care s-au jertfit ctitorii neamului românesc. Să fim conștienți că unitatea țării este rezultatul efortului pe care cele mai înalte spirite ale acestui neam l-au depus de-a lungul istoriei, că este un proces care a început înainte de anul 1918 și care trebuie să continue în fiecare inimă de român ce își asumă oriunde s-ar afla în lume istoria și patriotismul spiritual dăruite de înaintași. Această zi de aleasă sărbătoare națională să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducere aminte de făuritorii României mari, imbold de a rămâne în unitate de credință și de neam și de a conserva și promova patrimoniul spiritual național. Oriunde ne-am aflat în lume, să nu uităm că suntem un popor creștin care și-a păstrat unitatea și identitatea înălțând în rugăciune gândul smerit către Dumnezeu, să păstrăm în inim crezul nostru național, să ne cinstim eroii, să purtăm o adâncă recunoștință înaintașilor care au ctitorit numele binecuvântat al României. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvânteze ziua națională a României, să pogoare între români pacea și iubirea, să inspire pe cei ce ne conduc în a lua cele mai bune decizii, să ocrotească pe români oriunde s-ar afla în lume și să ne dea puterea de a rămâne vrednici urmași ai părinților acestei națiuni. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români, înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Transmitem și noi din partea preasfințitului Iosif, episcop de Iași, salutul său și rugăciunea pentru poporul nostru și pentru comunitatea noastră. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care le-ai supus oamenilor lumea creată așa încât fiecare să ofere celuilalt slujirea iubirii, te rugăm să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre, prin care implorăm binecuvântarea ta asupra țării noastre, asupra poporului român și a comunității noastre. Doamne Dumnezeule, din belșugul îndurărilor tale, dăruiește slujitorilor tăi bunăstare, dăruiește-le pace, pentru că întăriți cu binecuvântările tale să prisosească de-a porurile în aducere de mulțumiri și în bucurie necontenită să te binecuvânteze pe tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnule să fie cu voi și cu Duhul tău, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Carte drept! Acoperiți! Doamna Camară, lăsați
Invităm la microfon pe domnul Lucian Bogdanel, prefect al județului Bacău. Mesajul prim-ministrului Marcel Ciolacu cu prilejul Zilei Naționale a României. Este Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor, o zi în care m-aș bucura să retrăim spiritul unității care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare, iar România nu este nici ea ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată avem prilejul, cu fiecare nouă provocare a prezentului, să demonstrăm că împreună, noi, românii, avem puterea de a ne atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanța statului sau clasa politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească pe toți. La mulți ani, români! La mulți ani, România! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Ioan Bujor, primarul comunei Dofteanu. Da, vă spun bună seara tuturor! Aș dori să fac o scurtă imagine, dar mai întâi să prezint oficialitățile noastre care astăzi au lăsat orice activitate și împreună cu noi s-au prezentat la Dofteana să sărbătorim împreună 1 decembrie, moment în care, politic fiind și la momentul respectiv, s-a sărbătorit Unirea. Aș începe și ați văzut cu domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, domnul europarlamentar Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, consilieri județeni, nu le-aș mai da numele pentru că întunecăm. Repet, data de 1 decembrie 1918 e anul în care s-a sărbătorit evenimentul politic major în România și anume unirea Moldovei cu Ardealul de astăzi, la data de 1 decembrie și premergător date din 1 decembrie au fost câteva evenimente care au stat la baza acestei uniri. La baza acestei uniri a fost personalități importante și anume regele Ferdinand I, regina Maria, Ionel Cebrăteanu, primul ministru, Iulius Moldovan, om politic și Vasile Goldiș, cel care a redactat rezoluția Unirii de la Alba Iulia. Totodată vreau să vă reamintesc, așa cum aproape în fiecare an, în ultimii 5 ani am spus, căci sporul Unirii a avut loc de la Bacău, de pe aerodromul din Mărgineni și până în câmpia plajului din Alba Iulia, efectuat de către Vasile Niculescu, comandor, și Vasile Precup, la fel și dumnealui comandor, care au efectuat un zbor la o înălțime de 2660 de metri, fără carlingă sau cu carlinga ridicată, la acel avion împrumutat de la armata franceză F-40 și în 2 ore și 15 minute au ajuns cu documentația necesară la Alba Iulia, acolo unde s-a stabilit și s-a semnat Marea Unire. Știu mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, din Dofteana și nu numai, vă întrebați ce rol important a avut
Dofteana. În scurte cuvinte vreau să vă spun că Dofteana a participat integral la acele războaie din anul 1917 care s-au dus pe dealurile noastre și amintesc dealul Mândroaia, fundul Păcuriței, fundul Bogății, Nineasa, toate aceste dealuri au fost presărate cu sânge a unor militari atât cunoscuți cât și necunoscuți. Pentru a debloca frontul austro-ungar de aici, din localitatea noastră, s-a întâmplat următoarele aspecte. Coborând pe dealul din Brătești, un batalion format din vânători de munte veniți de la Târgu Neamț a găsit pe acel cioban pe nume Elisei Ursac, care păzea oile la momentul respectiv și era de loc din Poeni. A fost însoțit acel pluton de către ciobanul respectiv și i-au dus pe Valea Bogății din satul Dofteana în zona astăzi Masa Reginei, acolo unde au făcut o ambuscadă și acea ambuscadă a prins inamicul în mijloc, unde a fost zdrobit, alungat și am ajuns zilele noastre pe mergătoare în care s-a unit România cu Transilvania. Dragi camarazi, în încheiere, pentru că mă presează timpul, vreau să vă aduc la cunoștință căci Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana a putut să vă pună la dispoziție acel pachetel pe locurile de dumneavoastră din autocare și din microbuze, gândindu-mă la faptul că ați plecat de dimineață și nu știu dacă v-a pus cineva la dispoziție un prânzuleț de mâncare. Studiind istoria, la fel ca și dumneavoastră, un reporter din Uniunea Sovietică scrie așa: românii luptă precum leii, românii nu se predau și românii luptă precum luptă o lupaică când își recuperează ultimul fiu, ultimul cățeluș, zis așa, din mâinile sau din gura inamicului. La fel și dumneavoastră, sunt sigur, prin jurământul militar pe care l-ați omagiat fiecare, ați făcut lucrul acesta și sunt sigur că o să și-l respectați. Aș vrea să citesc din ceea ce spunea regele întâi Ferdinand: trăiască România mare și unită, Dumnezeu să binecuvinteze România și pe poporul român, Dumnezeu să binecuvinteze Comuna Dofteana. La mulți ani, România, la mulți ani, Dofteana, la mulți ani, dragi români. Vă mulțumesc! Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Activitatea se va desfășura conform legii 215 din 2016, emisă de Parlamentul României. Depun o coroană de flori din partea Unității Administrative Teritoriale Dofteana.
mă duc acum. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Bacău. Pune o coroană de flori din partea instituției prefectului județul Bacău. Garnizoanei Bacău. Stimați invitați, urmează constituirea dispozitivului pentru defilare.
Vă prezint la detașamentul de onoare construit de militare aparținând centrului 115 de comunicații și tehnologie informației cu capelul de luptă al unității. Baza 95 aeriană, rău capitan aviator Alexandru Șervănescu, batalionul 631 tancuri Oitus, detașamentul de pompieri Onești, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Bogdan. Comandantul detașamentului de onoare este domnul capitan Alip Ionel. Baza 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerpănescu, dirijată de domnul capitan Valeriu Balan.